Bună seara și bine ați revenit cu drag la profanat cu probleme de matematică la algebră. Foarte important. Și mi-a spus că... Acum vreo 2 ani, când să plec de acasă, într-o dimineață, mă sună cineva din Chicago. Și zice, domn profesor, vă rog frumos, era noapte la ei, așa, erau 12 noaptea, vreau să ne faceți niște chestii. O doamnă care, mă rog, avea copiii la școală, în clasa 10-a, și zice, ce exerciții, cum să fac, ce să... Și ne-a dictat, factorizarea. Apropo, mi-am amintit de chestia asta, factorizarea, adică descompunerea în factori. Asta, descompunerea în factori. Adică 8 la 63. 8? De la 63. Care sunt acum? X plus 1 pe lângă X plus 2. X plus 1 pe lângă X plus 2. Tot așa, pe lângă X plus 2. Plus X plus 2 pe lângă X plus 3. Să descompunem în factori. Egal, bun. Ce ne vedește? Neruna. X plus 2 pe lângă... A, și sistem factorul comun. X plus 2. Deci de la adunarea asta, se sistem factorul comun. X plus 2. Și de ce îl scoatem? Și X plus 2 pe lângă ce a rămas din prima. X plus 1. Așa, X plus 1. X plus 1 pe lângă X plus 2. Nu, plus AD. Așa, plus X plus 2. Din asta a rămas doar X plus 1 și din asta a rămas doar X plus 3. Plus X plus 3. Nu era cazul să mai pun paranteză dreaptă, ci o paranteză rotundă, da? Așa și mai scriem asta ca fiind x plus 2 pe lângă 2x plus 4. Băi, x plus 4. Și mai continuăm, ca și putem scoate un... În 2. 2. Și egal cu 2, mai factor să fie, da? 2 pe lângă x plus 2 pe lângă x plus 2. Plus 2. Care face? Că toți suntem la matematică. 2 pe lângă x la a doua. Deodată, asta, dacă se repetă paranteza asta, am mai spus. Face x plus 2 totul la a doua. Deci 2 pe lângă x plus 2 totul la a doua. Da? Hai să repetăm. Ce a fost aici? Factorul comun care l-am văzut și ce am urmat în paranteză, am mai lucrat, am sesat că e aceeași paranteză pe spatele lui 2 și 2 pe lângă x plus 2 la... Finalizăm. Așa trebuie finalizată. Nu lăsăm pe un evaluitru. Că așa, păi scrie mie cam mai departe, scrie mai x plus 2 și lăsăm așa să facă cel care îmi interesează. Nu, noi suntem interesați și până la sfârșit. Până la... A pe lângă A plus B. A pe lângă A plus B. Minus 2A plus 1, într-o paranteză, pe lângă A plus B, egal cu. Scoatem un A plus B în factor. Sigur că da, vedem că A plus B, A plus B, A pe lângă. Pe lângă A, minus 2A, minus 1. Perfect, minus, minusul ăsta, mai semn la 1, da. Și la 2A și la 1, cu toată paranteza e afectată. Da, și egal cu A plus B, pe lângă minus A, da, minus A, minus 1. Și egal cu? Pe ce le scoatem? Pe un A. De unde se va da? A, scoatem de acolo în minus. Așa, mă, minusul. Deci egal cu minus pe lângă A plus B, pe lângă A plus 1. A plus 1. Asta e final. Asta e final. X pe lângă 3x la a doua plus 2. 3x la a doua plus 2, minunat. Plus 2x pe lângă 2 plus 3x la a doua. 3x la a doua plus 2. Plus 2x pe lângă 2 plus 3x la a doua. Egal cu. 3x la a doua plus 2 pe
pe lângă... Dăm o casă comună. Asta este comun, nu? Da. Știți chestii de doar adunare comutativă. Da. Deci vine 3x pătrat plus 2x pe lângă. Pe lângă x plus 2x. X plus 2x. 2x. Și egal cu, vin 3x la 2 plus 2. Sau 3x, spune Miruna, de la x plus 2x pe lângă. 3x pătrat. Da, da. Da, sigur. Următorul. 2x minus 3 tot la a doua. 2x minus 3 tot la a doua. Minus 5x pe lângă 2x minus 3. Hai. 2x minus 3 scoatem pe 2x minus 3 factor. Așa. 2x minus 3 pe lângă minus 5x. Asta da, o să vin la a doua. Vin la a doua. A rămas un 1. Când ai scăzut pe ăsta, îi spune da, cu 1. A rămas un 1 și a rămas un 1 minus. Atenție, a rămas... De a rămas un 2x minus 3. Cade, tu trebuie să vezi asta pe așa. 2x minus 3. Pe lângă 2x minus 3. Da. E la acolo, e 2. A, și a rămas 2x minus 3. Sigur că nu. Deci 2x minus 3. Și minus 5x. Minus 5x. Egal cu 2x minus 3 pe lângă minus 3x minus 3. Mai scoatem un minus, o fac, nu, se scoate direct un minus 3. Minus 3. Minus 3, minus 3 pe lângă 2x minus 3 pe lângă x minus 1. X plus 1. X plus 1. Am scos minus 3 și vine pe lângă x plus 1, da? Exercițiul 11 la pagina 63. 11 la 63. Trebuie să arătăm cu oricare ar fi numărul întreg n. Oricare ar fi n natural. Din z există. Din z, da. Numărul n mare este pătrat perfect. N? Mare. Nu. Deci oricare ar fi numit din z, numărul n mare, care o să fie dau acum și este pătrat perfect. Egal cu... P. Așa notează, e pătrat perfect. Egal cu... P. Pătrat perfect. Tu mi-l dai și spun la sfârșit. A, bine. N care e egal cu 5N pe lângă 5N minus 1 minus 5N minus 1. Într-o parantez. Într-o parantez. Da. Deci numărul ăsta este... Este pătrat. Perfect. Perfect. Da? Da, da. Poți scoate un 5 minus 1 factor. Deci ne ocupăm de ne luăm la capul, nu e egal cu, așa cum ai spus, 5 minus 1 care factor comun, pe lângă. 5 minus 1. Sigur că da. Mi-am mai venit primul 5 și minus 1 din partea lor. Și putem să schimb ca fiind și să schimb ca fiind 5 minus 1 tot cum am văzut. Sigur da. Da. Și pătrat perfect. Și și faptul că e totul ceva la a doua este un pătrat perfect. Perfect. Terminat. Și pe n mare e egal cu 2n pe lângă 2n plus 1 totul la a treia plus 2n plus 1 totul la a treia. Zi-mi urmă. Dăm faptul 2n plus 1 totul la a treia. Sigur că da. 2n plus 1 totul la a treia. Pe lângă 2n plus 1. 2n plus 1. Și egal cu 2n plus 1 totul la 4. 2n plus 1 totul la 4. Care e pătrat perfect. Care e pătrat perfect. Pe lucrătorii puterii mare. Și nu mai scriem ca la 2. Putem să fim, da? 2n plus 1 totul la 2. O mai dată pătrat totul la 2. Sigur că da, totul la a doua. Ca să fie, da? Nu-i scade, pentru că dacă l-am lăsat la 4. Sigur că da, dar motivează aici faptul că 4 e egal cu 2 ori 2. 2 ori 2, da? Este un număr par. Și 2K, dacă 6 ar fi, înseamnă. Dar e mai corect să scrie așa. Da? Deci dacă scrie așa, atunci nu mai are nimeni de comentat. Decât să mai comentezi, să spui că dacă e 4, e tot așa. Da, da. 15 la pagina 64. Să descompunem un factor. Amin. Radical din prim totul la altul. În da, nu duc, dar așa... A, n-a scris domnul profesor. E. E. E, da. 5 minus 2 radical din 15
ori x. Nu, mai era, deci așa, plus 3x a doua. Să le compunem în 4. Da. Facem un binom radical din 3x minus... Mirna, vrei să organizăm noi invers, nu? Da. Radical din 3x... Totul la pătrat. Totul la pătrat. Da. Deci radical din 3 ori x totul la pătrat. Este totul la pătrat, radical din 3 face 3, x pătrat, ori... Păi minus 2 radical din 3... Minus 2 radical din 3 ori x ori radical din 5. De ce se sesizează Miruna? Că radical din 15, zice radical din 3 ori radical din 5. Da? 15, zice că radical din 3 ori radical din 5. Și ea își organizează 2 radical din 3x, adică de 2 prima parte. Ori a doua. Ori a doua, care e radical din 5, asta e a doua parte. Adică radical din 5 la pătrat este plus 5. Care este prezent aici? Plus 5. Radical din 3x minus radical din 5 totul la 2. Radical din 3x minus radical din 5 totul la a doua. Iată, scris, strâns ca un binom. Acolo e binomul, practic. Binomul la pătrat. Asta înseamnă că am descompus în factor? Da. Este organizat ca un factor. Ceva la a doua. Nu? Este un factor. Eu m-aș dat să descompune, știți? Păi asta este. Asta e descompunerea. Deci așa, asta. Bun. Dar fiindcă m-ați provocat acum, să vedem cum scrieți voi pe... hai să spunem... Ce văd acolo, adică? 4 minus 2 radical din 15 x plus 3 x pătrat. 4 minus 2 radical. Ai, practic, l-a schimbat cu, pe 5 cu 4. Da. Adică e radical din... radical din 3x totul la pătrat. Așa. Hai, du-te, du-te, încearcă. Minus 2 radical din 3, scriem ca să... că nu înțeleg, nu vei. Dar este scris, practic, să scriu pe în loc de 4, să scriu 5 minus 1. Nu mi-e da. Da, și o să vezi. Deci e cam mai departe. Ca să mă duc pe un modelul de înainte, vine... 5 minus 1. 5 și minus 1 să-l pun la sfârșit. La sfârșit, ca să mă încurce. 5 minus 2 radical din 15 x plus 3 x pătrat minus 1. E cam mai departe, dar ăsta e deja muncit de noi, nu mai pierd timpul. Corect, e la de sus. Da? Radical din 3x minus radical din 5. Totul la pătrat. Minus 1. Ei, mai departe. Pun la 2 radical din 3x minus radical din 5. Asta e. Radical din 3x minus radical din 5. Aici forma a 2 minus b la a 2. Care înseamnă a minus b, pentru că a plus b. Deci nu e greșit terminat aici. Că nu e produs de factor acum. Abia în etapa următoare este radical din 3x minus radical din 5 minus 1 pe lângă, am scris abia a minus b, pe lângă radical din 3x minus radical din 5 plus 1. Abia acum am făcut descompunerea în factor. Da? Deci, atenție, ce am făcut eu? Am mișcat repede, pe 4 l-am lăsat, l-am scris pe 4, ca să mă ubic pe voi să vă duci la 5 minus 1. Vă dați seama dacă vă dădeam la bun început. Fine. Să nu fi avut experimentul ăsta făcut de așa. N-ar fi fost deloc la îndemână. Deloc? Trebuia artificiu ăsta făcut. Sigur că 5 minus 1. Deci, neapărat trebuia să vezi că 5 minus 1, că așa cum era cu 4, nu avea nicio șansă. Abia mai târziu. Da? Deci, vedeți? Așa se fac chestiile. Eu am valorificat chestia aceea, puteam să zic și un 3. Puteam să fac radical din 3 acolo. Și diferența de a la 2 minus b la 2 cu radical din 3. Și tot merge. Dar până unde-i controlat? Acolo radical din 15 la
M-a obligat pe mine să mă duc spre cinciu care am nevoie. Ca să mă înțelegeți, am să dau un exemplu concret. Uite, să zicem așa. 7x pătrat minus 2 radical din 21x plus 2 egal 1. Pe 7x pătrat să scrim ca fiind 5x plus 2. Nu știu. Sunt... Trecăm cu... Hai ideea. Tu. Da. Care egal din 7x minus 2. Asta. Băgăm din 7 sub un radical să fie totul la pătrat, ca să am prima parte. Deci nu rupem aici, Adi. Deocamdată, faptul că e... Facem bine acolo. Radical din 21, care e 3 ori 7, mă obligă pe mine să umplu, să las asta aici. Așa. Nu mă las 5x pătrat și 2x pătrat, ceva de genul ăsta, că nu, exact. Nu este de folos. Deci o să zic, radical din 7, ori x, da? 7x totul la a doua, minus 2, x radical din 7, ca să 2 radical din 7, x, partea numerică, da. Să spun așa, ori radical din 3, și acum a apărut partea întâi de două ori, prima parte, mulțit cu a doua, a doua văd că e radical din 3, în 3 e plus partea a doua la pătrat, adică plus radical din 3 la pătrat plus 3, și minus 1 ca să facă 2. Că nu l-am avut cu 3, l-am avut cu 2. Da? La 2, minus 2, la 2, așa e. Și acum, asta se strige ca un minut la pătrat. Radical din 7, minus... Radical din 7, x. Minus radical din 3. Minus radical din 3, totul la a doua. Minus 1 la a doua. Și într-o formă la a doua, minus b la a doua. Va fi radical din 7, x, minus radical din 3. Minus 1. Minus 1. Pe lângă radical din 7, x, minus radical din 3. Minus radical din 3. Plus 1. Și iată cum am scris ca un produs de factori. Da? Deci, te dirigează radical din 21 ăsta. Care e 3 ori 7. 3 ori 7. Simți nevoia să pui plus 3 și imediat ca să rămân la 2, îți scazi 1. Corect. Corect. Da. Mai vrei un urmare? Nu. Nu? Să vedem la subiectul. 2x la a doua. 2x la a doua. Plus 2 radical din 6x. Radical din 6, 2x. Plus 3. Plus 3. Egal. Cine vorbește, cine vorbește? Adi. Adi. Exact. Și tu continui. Așa, e radical din 2x totul la a doua. 2x totul la a doua. Plus 2 radical din 2x, ori radical din 3. Foarte bine. Hai să-i simt ca să rămână radical din 6, deci e văzut bine. Plus 3. Plus 3. Și tocmai aici îți trebuie. Exact. Atunci va fi binomul care? Egal cu radical din 2x, radical din 2x, plus radical din 3. Da. Totul la pătrat. Da, stop, aici atâta. Deci l-am organizat un G. Factor. Ăsta e G, dar noi mai scriem. 7 minus 2 radical din 7x. 7 minus 2 radical din 7x. Plus x pătrat. Plus x pătrat. E da. Hai, eu luăm. X pătrat minus 2x. X pătrat. Minus 2x radical din 7 plus 7 și egal cu x. Minus radical din 7. Ca să înțeleagă, că radical din 7 la pătrat. Ca să poată unde ai făcut. Da. Și acum din nou. Deci egal cu x minus radical din 7. Totul la pătrat, terminativ. H. 2 radical din 5 la a doua. 2 radical din 5. Totul la a doua. Totul la a doua. Minus 4 radical din 5. Z. Z. Plus z pătrat. Plus z pătrat. Z. 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 Adi. Adi.
Deodată. ZZ. Hai că e simplu. Hai că așa. Ai pătrat. Ai Z pătrat pe... Minus, hai să scriu așa, Z pătrat minus 2 pe 4, scriu 2. 2 radical. Ori. 2 ori. 2. 2 ori Z. Da? 2 ori Z, ca să fie de tot prima parte. Ori partea a doua. 2 radical. 2 radical din 5. Ori 2 radical din 5. Și ai ajuns exact de completat 4 radical din 5. Ești fericit. Nu trebuie să mai înțeles, mai învați prin ceva. Și plus partea a doua la mână. 2 radical din 5 la pătrat. Este excelent. Tot este acolo. Și așa că faci Z. Minus. Z minus. Z, profesor. Z. Z minus 2 radical din 5. La pătrat. Totul la pătrat. Și că nu mă finiști. Apropo de zâvă, dați-mi de ce mănâncă moldovenii sănătoși, vă zic cum v-am grăbit. Da. Și că nu, ei mănâncă părăieuri, legumi, fructe, legumi, fructe. Da, 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 foarte bun. Da. Și I. 20 Z la a doua. 20 Z la a doua. Plus 4 Z radical din 5. 4 Z radical din 5. Plus 1. Zemirna. 2 radical din 5, Z totul la 2. 2 radical din 5, Z totul la 2. E bine? 2 radical din 5. 2 la 3, 4, 5, 20. Bine. Deci 2 radical din 5, ori Z, totul la 2. Plus 2 ori 2 radical din 5, Z. De 2 ori, plus de 2 ori. 2 radical din 5 Z și apoi ai 4 și ți-ai folosit doar de resursa și plus 1. 2 radical din 5 Z, 2 radical din 5 Z plus 1, totul la pătrat. Deci ce face? Aici e momentul când pe 20 îl vede, iau aleargă după radical din 5. Se pune în evidență. Și atunci pe 20... 4 ori 5. 4 ori 5. Și bagă sub radical. Da? Și ca să zic la pătrat. Și 4 iese de acolo și vine 2 radical din 5 ori Z, tot la pătrat. Își construiește acum și vede acum dacă aici la mijloc se lipește foarte bine. Și de 2 ori prima parte, ori prima parte de 2 ori face 4 radical din 5 Z și tot mai are și atunci eu zic de 2 ori prima parte. Ori partea a doua care am văzut că e 1, nu mai spus ori 1 că se subînțelege, și pus unul la a doua și deci, iată, binomul la pătrat. Mergem mai departe. Exemplu 18 de la pagina 64. 18 de la 64. A minus B totul la a doua. A minus B totul la a doua. Plus 2 ori 5 pe lângă A minus B pe lângă C plus D. A minus B pe lângă C plus, plus D. D. Plus 25 pe lângă C plus D totul la a doua. Adică C plus D, totul la a doua. Egal cu, să-ți spun până în faptul. Egal cu. A, iușa. Hai zi. Păi scoatem un A minus B și un C plus D, un factor. Păi, cred că la un cap la altul să fie A minus B. E ușor. Deci n-ai factorul A minus B la un capăt. Și nici C plus D la un cap la altul. Este aici, la primii doi A minus B și C plus D dincolo. Bine. Scoate un factor de la primii A minus B. Da, se grupă, nu se faci ceva. N-a stricat. Ai, dai din nou A la 2 plus 2 ori 5 ori. A, ăla e A. Deci ăsta e A, îi iau de la formă. Da. Și aici de două ori partea a doua ori partea a doua. 5. Partea a întâia este A minus B. Da. Partea a doua minus B. Doua, și partea a doua e 5 pe lângă C plus D. Ia uitați. Deci am organizez un pic altfel. O să scriu așa de sub. A minus B tot la părța. Plus de 2 ori A minus B. 2 A minus B. Ori 5 pe lângă C plus D. Deci asta e prima parte. De două ori prima parte.
Mulțimea asta a apărut a doua. Și plus ar trebui să fie asta la doua la pătrat. Și este. Adică este 25. Adică să scriu așa, 5 pe lângă C plus D, totul la pătrat. Și este. Și acum, pătrat de două ori prima parte, ori a doua, plus partea a doua la pătrat, mă duce spre binomul, A minus B. Plus 5 pe lângă C plus D, C plus D, totul la pătrat. Și asta e scrierea. Ați înțeles? Da. Da. De X minus A plus la doua. Urechiul fuge de colo până colo și trecam tot. Exact, dar dacă mă apucam să înmulțesc pe acolo și era o minune. Da, dar așa, când suntem la lecția cu factori, trebuie să strângem. Și cu formulele de calcul prescurtate. Și cu formulele de calcul prescurtate. X minus A totul la doua. X minus A totul la doua. Plus 2 pe lângă X minus A, pe lângă Y plus B. Plus Y plus B totul la doua. Și o să avem x minus a plus 2x minus x minus a plus x minus a plus y plus b pe a doua. Asta e mai de prima parte, de două ori prima parte ori a doua și e perfect organizat de autor. Nici nu vrei să mai organizăm noi. Deci totul e aranjat. Deci vine egal cu x minus a prima parte. Adunat pentru că y plus b, da. Plus y plus b. Totul la pătrat. X plus y la a doua. Vă mai încape? X plus y la a doua. Plus 7 pe lângă x plus y pe lângă x minus y. X plus y pe lângă x. X minus y. Plus 9 pe lângă x minus y totul la a doua. Plus 9 pe lângă x minus y totul la a doua. Cine îl vede? Eu. Ia să vedem la de tot tu vezi. X plus Y plus X minus Y totul la pătrat. Nu chiar X minus Y, hai să zicem A. Da. X plus Y la pătrat. Plus de două ori. Că 6 se află 2. 2 pe lângă X plus Y. Ori 3 pe lângă X minus Y. Pe 2 ori 3 fac 6. Da? Și alături pe 6. Da. Și acum am zis de două ori prima parte. Ori a doua. Și plus partea a doua la pătrat. Plus 3 pe lângă x minus y, totul la pătrat. Și autorul este drăguț, nu foțează nota. Eu aș fi dat textul ăsta altfel, dar e neam vă spun cum aș fi dat. Și ar fost x plus y, x plus y locul 3, da. Plus locul 2, 3 pe lângă... 3 pe lângă x minus y. Adică 3x minus 3y, că ce pensul, că da. Putea de ce termina să da? Totul la pătrat. Și mai aranjăm un pic. X plus 3X face... 4X plus 2Y. Și face 4X plus minus 2Y. Totul la a doua. Și mai dăm, nu o să vedem. Dar mergem în doi. Cum facem? Nu strigăm? Sigur că... Nu scoatem și 2 aici, nu strigăm. Dar nu scoatem 2? Nu mai e fac. Dar nu strigăm. Neapărat scoatem un minut. Deci facem tot ce se poate ca să fie aranjat. Și partea cu medică, și să... 2. 2. Și la pătrat vine în față. Și vine și el la pătrat, cât de ce vine lângă? 4. 4 pe lângă... Pe lângă? 2x minus Y. 2x minus Y. Totul la 2. Așa trebuie pentru la 2. Ăsta e final. Da? 2 pe lângă 2x minus Y. Nu, dar... Nu, dar... Dar cumva mai aveai un alt factor și trebuia scoți un factor comun. Știi de aceea? Este ascuns. 2x minus 1 e ascuns aici. Și dacă am mai fost desadunat cu un 2x minus 1,
în etapa următoare trebuie scos pe 2x minus 1 un factor comun. Da? Da? Și aici e clar, domnul profesor, vedeți, erau tentat să pună 2, dar era 4. Da. Ei, am observat. Adi a fost tentat să scoată numai, să 2. Numai 2. Dar când iese 2 în fața Adi, iese cu obligația la pătrat. Când noi scoatem pe 2 aici, în paranteză, pe lângă 2x minus 1. Minus 1, dar fiind totul la pătrat, 2 la pătrat va face 4. Că, adică un produs la o putere înseamnă că pe fiecare la acea putere. Da. Și 2 la pătrat și. Și ăsta e motivul. Cum se vede, nu? Iată cum aș fi dat pe gâștiu. Eu aș fi dat așa. Aici aș fi zis, te dau cu x plus y totul la pătrat, las așa. Plus 6 pe lângă x pătrat minus y pătrat. Corect. Să faceți voi x plus y pe lângă x minus y. Sigur că da. Să vă deci, x plus y pe lângă x minus y strâng în formula x pătrat minus y pătrat. Ascund un pic. Puțin să prindeam. Da? Plus 9 pe lângă x minus y la pătrat. Deci dându-o așa, erai un pic mai... E găsesc un pic da, ascuns. Corect. Aici am pus să prindeam oamenii. Deci aici nu ataci repede că este x minus y pe lângă x plus y. Ci de acum ești tentat să nu înțelegi. Nu, nu te gândești. Ataci repede? Da, normal. Bine, bine, dacă te-ai gândit, te-ai gândit, o să te surprinde. Da, eu nu m-aș fi gândit, sincer, răspund, eu nu m-aș fi gândit, dar dacă ea zice, o surprinde, domnul profesor. Acum, stăm călătorie. Imediat facem chestia asta ca să vedeți cât de important este. Da. Următorul exercițiu. Da. X plus 2 totul la a doua. X plus 2 totul la a doua. Minus 2 pe lângă X plus 2 pe lângă Y minus 3. Y minus 3. Plus Y minus 3 totul la a doua. Y minus 3. Totul la a doua. Totul la a doua. Hai, adică ăsta e aranjat. Deci. Egal cu Adi. Hai. Hai. Egal cu... Da. Desfacem binomul și o să fie... Deci desfacem binomul. Uite acolo pe atent. Facem binomul, vă să zic, o desfacem. Nu, nu, am putea găsa niciunul la pătrat. Asta spune-mi și-a dorea adică vrei să strâși și ea din frumos făcut. Da, uite, a la 2 minus 2 ab plus b la 2. Deci asta, minus de 2 locul 3, ori locul 2 și locul 2 la pătrat. Ce facem? Cum facem? Răstrângem x plus 2. Da, și x plus 2, locul 3. Hai, ce faci aia, dormi? Nu, nu mă înțelege. E clar că nu înțelege, domnule. Bun. Adi, hai să notăm pe ăsta cu A. Pe x plus 2. Pe y minus 3, nu-i merg. Și atunci ieșițiul devine așa. A pătrat minus 2AB 2AB plus 2 pătrat. Nu? Nu așa? Da. Deci vine A pătrat minus 2AB, asta e AB, plus B pătrat. Și atunci ce devine? Aici este aici cum se strânge. Ca fiind A minus B, minus B, totul la pătrat. Care face mai departe? Ce e acum? X plus 2 totul la... Nu, X plus 2. X plus 2 scăzut. Minus y minus 3. Minus y plus 3. Plus 3. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Care îmi dă? A, x minus y plus... x minus y plus 5. Totul la pătrat. După mâna ta, puteam să fac și eu așa. Deci, nu observai. Tu te apucai de lucru și ziceam, ce trebuie? Te rog să spui. X pătrat da. Plus 2 plus 4 plus 4 plus 2 ori prima parte 2 plus 4 e. Și plus 4. Plus 4. Așa trebuie să faci. Nu zici așa pătrat plus 4. Atâta când ești tentat tot nu să spui că e asta la 2 să fără 2 și uit de 2 ori prima parte ori a 2. Deci x pătrat plus 4 e plus 4. Minus 2 pe lângă. Aici te-a pus de mult simplu așa. Nu? Și vedem, x, y. X, y, minus 3, x plus 2, y, da. Minus 6.
plus, mai departe. Hai. Y pătrat minus 6y și plus 9. Egal mai departe cu copilul ăsta, că n-am ce face, trebuie să reduc termenul asemenea de aici. Măcar și pasul cu 9 să-l adunați, că... Atât am spus. Da. X pătrat plus 4, X... Plus 13. Minus... Plus 13, zis el, ca să-i adunim 4. Plus 13, poftim, plus 13. Da. Minus 2XY, Adi. Minus 2XY, plus 6X. 6X. Minus 4Y și plus 12. Plus 12. Și plus 12. Și plus Y pătrat. Plus Y pătrat. Minus 6Y. Reducem terminația. Așa, Adi, egal cu? X pătrat. X pătrat nu mai am. Eu, X pătrat. Plus. Plus 6X cu minus... Cu 4X, 10X. 4X cu 6, parte 10X. De acord? Da. 13 și cu 12, 25. Lasă la sfârșit. La sfârșit, da. Minus 2XY. Da. Plus Y pătrat. Plus Y pătrat. Clar. Da. Și minus 4Y. Minus 4Y. Și cu minus 6. Minus 10Y. Minus 10Y. Și plus? Și plus 25. 25. Și egal cu? Egal cu. Deci m-am dus așa, am muncit risc foarte mare să găsesc un semn. Și acum nu sunt încântat de aranjarea mea. Este momentul cel mai dificil. Ce grupaje să fac? Cum să le grupez? Ca să ajung la X minus Y plus Y la doua. Ca să ajung la X minus Y plus Y la doua. Este adevărat că cum să zic că a pus ăsta la pătrat. Din x pătrat plus y pătrat plus 25 și este x pătrat plus y pătrat plus 25. Da. De două ori primul ori al doilea. Minus 2xy. Da. Este da. De două ori x ori 5. De 5, 10x plus 10x. Trebuie să fie. Da. Și minus 10y. Este. Dar dacă o ai pe aia, îți vine ușor să o vezi desfășurat. Dar dacă nu ai pe aia, și imposibil. Deci de aceea insist. Culoarul ăsta pe care te-ai dus tu, te-ai înfundat 100%. Că nu mai e în ideea că ai fi rugat corect. Dar și un risc imens la un semn de și ai undeva. Da, s-o prea aici. Sau mai dădea grupa de trei sau nu mai putea face nimic. Nu mai putea face nimic. Deci nu are nicio șansă ca să se ducă spre X minus Y plus 5 acolo. De aceea, facem o chemare când ne aflăm în fața unei ghișe. Deci, aflându-ne aici și autorul este atât de drăguț că îți dă pătrat, pătrat, două pătrate perfecte și îți dă de două ori prima oară, a doua. Păi n-ai voie să perzi de ghișițiu din mână. Dacă însă ar fi fost dur, ar fi făcut așa. Deci, dacă aș fi dat de ghișițiu, aș fi dat în varianta asta, X plus 2, totul la pătrat, minus de două ori. Și aici este cam. XY minus 3X plus 2Y minus 6. Minus 6. Plus Y minus 3 tot la pătrat. Lăsam cu astea pătrate perfecte. Da, dar eu strigam și 2 din față, că prea era atentat. Bun. Știi, las pe 2 ăsta ca să-i ajut un pic. Da, dar e împătis minus Y lângă Y minus 3. Nu, că ce trebuie să facă el? El trebuie să se străduie în astea. Să ia de o parte. Da. XY minus 3X plus 2Y minus 6. Da. Și visează la să fie asta ori asta. Ce scrie asta? Și voi zic că e asta. Da. Ca să facă chestia asta, trebuie să grupeze și X pe lângă. X pe lângă, da. X pe lângă. Y minus 3. Y minus 3. Și din astea 2 scoate 2. 2. Plus 2. Plus 2 pe lângă. Y minus 3. Și acum îl dă pe Y minus 3. Dă încă o dată pe Y minus 3 factor comun. Și Y minus 3 pe lângă X plus 2. X plus 2. Abia acum se duce și rompește. Autorul a făcut chestia asta. Vă dat tot ce vă trebuia. Nu v-a pus unități de asta. În condițiile care ar fi stricat el și vă dădea așa, tu, având cele două pătrate, te străduiești și faci chestia asta. Ca două paranteze mulțite acolo.
Și dacă ai baftă să fie așa, înseamnă că modelul este așa trebuie dus. Deci, vezi, te întorci spre cei ce să rămâi. Nu frici, că dacă ai stricat, la revedere. Dacă ai stricat, n-a fost ce asta. Da. Stricat. Nimic nu faci. Confirmat că ești. Deci, am scos în evidență importanța acestor a formulelor pe care am făcut rezultate. Importanța. Exact, că nu te ajută, corect. Că doar unul care se duce așa, de se fotbalește și nu face nimic, altul care se zice, s-a dus și o... Cu viteză. Cu viteză și siguranță. Exact. Și face imediat X minus Y plus 5 totul la două. Face X minus Y plus 5. Asta am vrut să spun. Da. Exercițiu 25. Deci, 25. Da, de la pagina 65. De la 65. Despropuneți un produs de factori folosind formula. Să scriem formula întâi, nu? Da. A la a doua plus de la a doua plus C la a doua. Plus 2AB plus 2AC plus 2BC. AB plus 2BC plus 2AC. Da. Egal cu A plus B plus C totul la a doua. Deci trebuie să descompunem un produs de factori folosind această formulă. Și acum avem așa. M pătrat plus. Nu pătrat. Nu pătrat plus 4. Plus 49x pătrat. Plus 4m. Plus 28x. Plus 14mx. Se pot trebuie să scrie ca fiind A plus B plus E totul la pătrat? Da. Și pe formula susține, după cum sunt nu știu organizat. Egal cu? Păi ar fi M la a doua plus 49X la a doua. Sau pe 49X la a doua să scrie ca fiind... Cine e A-ul? Da, de cine e B-ul și cine e C-ul aici? A-ul e M. Da. B-ul e X 49X pătrat. Bun. Adică, practic, B-ul vedeți dacă e B pătrat aici. E 7x. Da. 7x totul la pătrat. Deci, ar fi așa. M la a doua, plus, în loc de 4, poți să 2 la a doua, plus 7x totul la a doua. Deci, fii pătrate. A pătrat, B pătrat și pătrat. Da. Și acum ai telefonat. Ăsta e A-ul, ăsta e B-ul și ăsta e ce? Plus o... De două ori primul ori al doilea. 4. 2 ori 2, 4 M. Este. Plus de două ori M ori 7 X. 2 M ori 7, 14 M. Este. De două ori BC. De două ori ăsta, 2 ori 2, 4 ori 7, 28 X. Este. Deci avem tot. Dar și scriem M plus 2 plus 7 X. M plus 2 plus 7 X, totul la pătrat. Înțeles, aducăm. Deci, după ce văd ce am acolo, îndată verific dacă este bine. Ca să nu fie o greșeală. Cum este semnat? 1 plus A la a doua. M plus 2 plus 7 X, totul la a doua. Am pe așa ceva? Da. 1 plus A la a doua. 1 plus A la a doua. 81X la a doua. 81X la a doua. Plus 2A. 2A. Plus 18X. Plus 18AX. Egal. Cine zice? Tot Ari. A pătrat, A pătrat, 9X, totul la pătrat. Deci 1 la a doua, A la a doua. A la a doua și 9X la a doua. Și acum trebuie să verifici dacă am de două ori pe asta ori pe asta. Da, avem. 2A. De două ori ori 9X. Avem. Avem 2 ori 9, 18X. Și de două ori pe asta ori pe asta. Avem. 18AX. Deci este perfect. Așadar, îi spun că este egal cu... 1 plus A plus 9X, totul la pătrat. Totul la pătrat. E corect. Dar după ce verific, nu mă aventurez. Dacă am pătratele,
Și da. Nu controlez asta. Controlez. Este greșeală. Corect. De regulă este dat bine autorul când dă, ca să fie. Dar dacă nu-i, tu nu poți să-ți permiți să spui totul la 3, 9 la pătrat. Are să găsi formula. 4x la a doua. Altul, da? Da, da. Deci 4 x la a doua plus y la a doua plus y la a doua plus 36 z pătrat 36 z pătrat plus 4xy plus 24xz plus 12yz. Deci noi avem a pătrat pe pătrat și ce pătrat. Și doar pe 4 se schimbă ca fiind 2x tot la a doua. Da. 2x tot la a doua plus y pătrat. Da. Plus 6z tot la a pătrat. Și acum convinge-te că e partea a doua. 4xy, 2 ori 4xy. Este. 2 ori 2, 4, 6, 24xz avem. Și 12yz avem. Da? Da, și egal cu 2x plus y plus 6z tot la pătrat. Deci după ce am văzut asta, îmi permis să scriu asta și așa. Da. Da. 100x pătrat da. Plus 9y la a patra plus 20x plus 60xy la a doua plus 6y la a doua plus 1. Eu o să dă x să scrie ca fiind 10x tot la a doua. Da. Pe 9 că să scrie ca fiind 3 la a doua. Da, la 3 la a doua. Adică aici cât să scriu? 3? 3 la 3? Y la a doua, totul la a doua. Da. Ca să facă 9, y la a patra. Totul la a doua. Și 1 la pătrat. Deci plus 1 la pătrat. Și acum să vedem dacă ăștia sunt în regulă. Păi ia să vedem 10, nu, 20. Ori 3, 20 ori 3. 60. 60, x, y pătrat. Avem. Este. 60xy pătrat. Acum. Asta, corect. 20x. Avem. Este. Și 6y pătrat este. Este. Și așa că îți permiți acum să zici că este 10x. 10x plus 3y plus 1 tot la pătrat. Corect. Și? Mai avem un exercițiu frumos. Asta e suplimentar. Da. 28 de la pagina 66. Deci 28 de la 66. 66. Punctul amic. Să arătăm că deci arătați că 6 la a doua minus 5 la a doua la 6 la a doua minus 5 la a doua. Am rătați că 6 la a doua minus 5 la a doua plus 4 la a doua minus 3 la a doua. 4 la a doua minus 3 la a doua. Da. Plus 2 la a doua minus 1 la a doua este egal cu 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Ridică la pătrat? Ai, nu, pe joc. Vedem că dați la putere, nu știu, e repede 6 la 2 minus 5 la 2, A la 2, pe, A la 2 minus B la 2, A plus B pe lângă A minus B, toate și o să... Ia să vedem. Deci iată, iar o idee. Aici vede că la diferență două pătrate. Și atunci am 6 minus 5 pe lângă 6 plus 5. Nu? Da. A doua minus pe la doua. Plus. Plus 4 minus 3 pe lângă 4 plus 3 plus 2 minus 1 pe lângă 2 plus 1. Și lucrăm membru stâng, să zicem.
4 minus 3 e 1, 2 minus 1 e 1. Deci unul e doar 6 plus 5 plus 4 plus 3 e 4. Asta e formidabil. Deci 1 ori pe lângă 6 plus 5. Plus 1 pe lângă... 4 plus 3. Deci 4 plus 3. Și plus 1 pe lângă 2 plus 1. Care chiar nu e o problemă. Terminat tot lucrurile. Bine, și dacă nu-ți venea ideea asta să faci? Nu, nu avea altceva. Asta am întrebat, m-a pus și eu întrebare. Autorul. Asta a vrut. Dacă însă... Și dacă făcea 6 la 2, 5 la 2? Povestea lui. Accepte. Asta acceptă și lucrarea asta, dar... E să mai ajunge la asta? Normal, când mai ajunge la asta. Și ajunge, da? Ajunge. Membru stând de un rezultat, membru trebuie făcut. A, și calculam, și efectiv. Calculam, efectiv, numere. Acum vine în minte un lucru. Vă povestesc ceva. Cu un an în urmă, am compus un exercițiu la faza județeană. Și am aranjat să-mi iau o chestie faină de tot. Practic, se întâmplă ca autorul care compune exercițiul, propunătorul respectiv, să aibă o idee și o valorifică pe aceea și așează el acolo chestii, încât mie mi se părea că e formidabil de tare ideea asta. Și era? Și era o banalitate că el îi va să face ajumitor, nu știu ce chestii. Și acolo a făcut-o foarte rapid. Exact cum ar fi fost aici. Cum am zis aici, calculăm, nu? Așa, calculăm. Dar eu, în propunerea exercițiului, am făcut așa. Așa. Ați înțeles? De ce mi-am intervinde? Da. Eu am făcut-o pe baza formulei aceleași războaie. Wow, ce chestii tare acolo. Ei au făcut-o, stai mă, calculez care e problema. Și am dat rapid. Am înțeles. Și B, la exercițiul ăsta. B, tot să calculați, apropo de calculați, calculați, suma egală cu 1 la a doua minus 2 la a doua. Suma egală cu 1 la a doua. La a doua minus 2 la a doua. Plus 3 la a doua minus 4 la a doua. Plus și așa mai departe, plus 99 la a doua. Minus 100 la a doua. Așa. Aia, fel, hai să zic. Păi avem 1 minus 2 pe lângă 1 plus 2. Da. Și face? Păi ar fi... Ai dat numai că se schimbă semnul, da. Păi... Asta se facă un minus în factor atunci. De la munce. Un minus în factor. Minus pe lângă 1 plus 2? Ar fi 2 la a doua minus 1 la a doua. Hai să organizăm exercițiul într-un alt registru. Un minus pe lângă, 2 la 2 minus 1 la 2, plus... A, plus 4 la 2 minus 3 la 2, plus și așa mai departe, plus 900 la 2 minus 99 la 2. Care înseamnă egal mai departe cu minus pe lângă, 2 minus 1 pe lângă, 2 plus 1, da. Deci rămâne 1 pe lângă 1 plus 2. Da, 1 plus 2. Plus. A, 1 plus 2. Plus 4 plus 1. 3 plus 4. 3 plus 4, că vine 4 minus 3, care face 1, pentru că 3 plus 4. 3 plus 4. Plus 3. Funcție, funcție, funcție. Plus 99 plus 100. 99 plus 100. E egal cu minus pe lângă. Dar asta e calculabilă? Dar a rămas, e suma lui Gauss. E suma lui Gauss, 1 plus 2 plus 3 plus 100, face primul plus ultimul. 101. 101. Ori câți termeni sunt de ei? 100. Pe 2. 150 de 550. Da? Simplificăm aici 50. Face minus 5050. Da. Minus 5050. Da. Iată rezultat. Aha. Altceva care s-a apucat să adică lucreze. Adică știi să calculezi suma de auze? Da. Da, știi. Deci altceva care s-a apucat să facă 1 la 2 minus 2 la 2, concret, vine 1 minus 4, face 3. Minus 3. 3 la 2 minus 4 la 2, 9 minus 16, minus cât vine? Minus 7. Minus 7. Și el spune, egal cu minus 3, minus 7, și așa mai departe, cât e dracu. Da. Vă dați seama că este, până la urmă, calculabilă și asta. Da, următoarea... 99 la 2 minus 100 la 2, îi te dă diferența. Dar următoarea e minus 11?
Văd că din 4 în 4. Da, da, da. Dezvoltarea minus 11? Poate da. Așa. Așa, 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 da. Da, sigur că da. Da, da, cu din 99 la 2, minus 100 la 2. Minus 11. De, și da. Puncte, puncte, 100 la a doua, care înseamnă 10.000, nu? Deci, da. Mișoara trebuie să fie minus 4, 10.000 minus 4 trebuie să fie... E diferențivare, astea. Da, dar calculul e muncă. Și acum suma asta, unui tot... Scoate un minus. Scoate un minus, este o altă sumă de altă, să povede pe aceleași, trebuie să-i dea tot 5.050. Dar e mult mai mult muncă. Sigur că da. Este mult mai multă muncă. Dacă însă te-ai prins de poanta asta și ai întors cu minusul scos la început, ai 2 la a doua minus 1 la a doua, ai 3 la 4 la a doua minus 3 la a doua și 2 minus 1 face 1, peste tot 4 minus 3 face 1 și rămâi 1 plus 2 plus 3 plus 4 și rămâi suma de 14 rapid. Deci asta a avut autorul în exercițiul acesta. Da? Da. Da, da. Să vedem. Mai facem unul sau facem unul, da? Da, da, da. Descompuneți în factori. Exercițiul 34 de la pagina 66. Descompuneți factori. A la a treia. A la a treia. Cu 6 la a doua B. 6 la a doua B. Cu 12 AB la a doua. Plus AB, 8, AB la a doua, da. Plus 8, B la a treia. 8, B la a treia. Egal. E chestia aia, doar mai făcut noi. A plus E a la a treia. Ce zic că mai făcut? A la a treia? A la a treia, a la a doua, a la a, B la a treia. E formula B, B la 3. Copia cu B, B la 3? Da. Așa că... Să vedem cum e formula A plus B tot la 3, că eu am învățat-o. A la 3 plus B... Deci A... Plus B tot la 3, să vedem și eu. A plus B tot la 3, egal cu A plus B pe lângă A la 2 B plus... A plus B, tu zici așa că este A plus B, B pe lângă A la 2. Nu, mai e A la 3, A plus B la 3, așa zice el aici. E A la 3, A plus B la 3. Plus B la 3. A plus B totul la 3 este egal. E o diferență între A. Omul la cu. E omul la 3. Hai să te amintim așa. Știi să te amintim. A plus B totul la 2 este egal. A plus B totul la 2. A plus B totul la 2 egal cu. A plus B. A pătrat. Adică. Din omul la pătrat. A, A plus B totul. Una este A plus B. A la a doua, A plus B la a doua, nici nu are descompunere. Dar A plus B totul la pătrat. A, e A la a doua, plus B la a doua. A la a doua, B la a doua. Da, zic tu, până. Plus 2 AB are. Plus 2 AB plus B la a doua. Nu mai te duce ăsta pătrat plus ăsta pătrat. Că riști să mă pierzi pe 2 AB. Deci eu insist. Da. Insist pe chestia asta. Că am sesizat că ai tendința. De fapt, ar fi A ori B. Totul la a doua, când e fiecare la pătrat. A pătrat ori B pătrat. Dar dacă este sumă sau diferență, este primul loc la pătrat, de două ori prima oară a doua, plus partea a doua la pătrat. În foarte multe exerciții până acum am avut desfășurat și am strâns. Am avut așa, desfășurat și am strâns, da? Ca să facem un binom. Dar acum eu vreau să insist pe să-ți amintesc că A plus B totul la a doua este așa ceva de sfârșit. Și acum mă duc spre A plus B totul la a treia. A plus B totul la a treia. Egal cu A la a treia. Așa. Egal cu A la a treia. Plus 3 A la a doua B. Da. Plus 3 A B la a doua. Da. Da, da, da. Plus B la a treia. Asta ar fi formula. Și din triunghiul. Era vorba de 3, 1, 3, 3, 1 din triunghiul Pascal. Uh-huh. Amintești, nu? Uh-huh. Păi știți așa. 1, 2, deci 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Da. Și A-ul descrește și B-ul crește. Și A-ul descrește și B-ul crește. Asta e formula binomul la cu. Ia să vedem dacă ia uitați-vă acolo dacă este exact. Da. Ia, atunci vezi tu. 3, cum? Nu mai avea, dar facem, îți face așa, dar e ceva genul ăla. Mai e ceva?
E asta, pentru că este a plus B totul la 3, a da. Plus B pe lângă, mai facem un binom acolo, cu ce rămâne? Nu mai e. Te grăbești. Da. Atenție multă. Deci, sunt patru terme. 1, 2, 3, 4. Am 4 și aici. 1, 2, 3, 4. Sunt fericite în punctul ăsta. Da. Să avem. Acum, trebuie să am cub și sfârșit cub. Aha, avem. Ia să vedem. Am cub aici? Da. Am aici cub? Da, dar numai că acolo avem... O, și să scriem ca fiind 2 la 3-a. Păi, e cub. Și 2 la 3-a. Deci 2 la 3-a. La 3-a și B la 3-a. Adică 2 ori B, totul la 3-a. N-am cub? Da. Am cub a la 3-a. Am cub. 2 B. Deci a fi, visul meu este așa, să fie A plus 2 B. Totul la 3-a. A plus 2, B totul la 3. Dar nu știu dacă am aici controlul. Da. Și de 3 ori. A la 3. Locul 3. A la 2 ori prima parte. Deci de 3 ori. De 3 ori. A 2 ori, a 3 ori, 6. Prima parte cum este? La a la 2 la pătrat. 3 a pătrat ori a 2-a. Ori 2 B. 3 ori 2, 6 B la 6 a la 2 B. Excelent. Acum. De 3 ori, locul 3. Adică 3 ori a pătrat. Ori partea a doua la pătrat. Ori 4 B pătrat. Și 3 ori 4. 12. 12 a pătrat. B pătrat. Este? Da, da, da. Asta e perfect. Deci, mai întâi, că îmi controlez cuburile, să am cuburile, și pe urmă după formulă. De 3 ori, eu am emoții, nu pot să-mi permit asta. Deci am emoții și nu te permite să zic că ar fi sigur egal cu A plus 2B totul la pătrat. Deci am emoții. Adică îți pus întrebare. La treia, da. Deci am emoții și nu știu dacă îmi permis să spun. De aceea urmăresc de 3 ori, de 3 ori, cea de pe locul întâi, la pătrat. Cea de pe locul întâi, A. De 3 ori a pătrat, înmulțit cu al doilea, de pe locul 2. Ori 2, 3 ori 2, 6 a pătrat pe și este. Ai văzut bine? Și de 3 ori prima parte, ori a doua la pătrat acum. Corect. De 3 ori prima parte, 3a, ori a doua la pătrat. Deci, a doua la pătrat e 4, B pătrat, și 3, 2, 3, A, face 12, A, B pătrat. A, B pătrat și este exact. Abia acum ștersem întrebare. Că e adevărat. Convins că este corect. Deci, formula este așa. Locul 1 plus locul 2 la cub este egal cu locul 1 la cub plus de 3 ori locul 1 la pătrat ori locul 2 plus de 3 ori locul 1 ori locul 2 la pătrat. Pătrat și plus partea a doua la cub. Așa trebuie să o înțelegeți. Depinde acum cine este acolo. Iată, dacă v-aș da așa. Vă dădeam o următoare. 2 am dai. Da, da, vă dau. 2 am pregătit de locul ăsta. X a 6-a. X a 6-a minus 3, X la 4-a. X la a 6-a. Minus 3, X la 4-a. Plus 3, X la 2-a. Plus 3, X la 2-a. Minus 1. Minus 1. Ia să vedem, dacă au înțeles. Da. X la 6-a, să zicem că fiind X la 3-a, totul la 3-a. X la 2-a, totul la 3-a. Totul la 3-a, așa. Da? X la 2-a. Deci X, de ce sunt asta? X la 2-a, totul la 3-a. Bun, cubul am. Da, în cubul am. Și pe minus 1 la 3-a. Bun. Minus 1 la A. Și cu emoții spun. Și cu emoția să zicem că poate am da. Să fie semn de întrebare. Cine are? O să fie X
minus x pătrat, fix, așa, x pătrat minus 1, totul la 3-a. Asta, să văd, dar pe tine, să văd. Deci prima parte la 3, x la 2, totul la 3, x la 6, avem. Da. Da. Minus de 3 ori prima parte la pătrat, 2 x la 4. De 3 ori ai zis. 3 x la 4. Ori 1. Adică 3x la 4 avem. Este. Minus 3x la 4. Da. Acum. Plus. Dar de ce plus? De ce alternează? Pentru că e partea a doua la pătrat și minusul la pătrat. Face plus. Ăsta e motivul. Da. Nu că e o plus. Da? 3x la 2. De 3 la parte. 3 ori 1. 3x la 2 ori 1, 3x la 2. La ver. Minus 1 la 3, minus 1. Minus 1 la 3, minus 1. Deci șterg semnul de întrebare. Excelent. Deci am avut emoții, dar cum e emoția lui Sfărul? Vedeți? Cum controlăm? Câți termeni am? 4. 4 am și aici. 4 am și aici. Urmăresc cuburi. Am cuburile? Da. Dacă între cei 4, să am 2 cuburi. Am. Bun. Și acum, din cuburile acelea, intuiesc din om. Corect. Cine e prima parte și cine e partea a doua. La a treia tot din om se numește? Da, din om la cub, da. Din om la cub, din om la pătrat, din om metru x2. Da? De aici vorbim. Da. Bun. După ce am intuit cele două părți, urmează să controlez pe aici la alții. Mijlocul. Mijlocul, dacă... Dar de ce e la doi termeni? Exact. Nu da. Știu dacă... S-ar putea să fie chiar consecutiv cu vârle. Corect. Dar urmează ceilalți doi controlați. Și zic, să văd dacă de trei ori prima parte la pătrată mulțit cu a doua, dă unul din cei doi. Și când de trei ori prima parte mulțit cu a doua la pătrat. Să-mi dea ceva termen. Și abia atunci, emoția a dispărut și formula este corectă. Pentru că, dragilor, în... Există care să le avem, o să avem de foarte multe ori desfășurat și noi trebuie să strângem. Pentru că s-ar putea mâine să am așa o fracție. 3 supra x pătrat minus 2x plus 1 plus